Sunt reprezentant Mozilla, unul dintre mulți reprezentanți Mozilla din România. Bineînțeles că poate ți-au zis despre Mozilla Firefox, dar noi suntem mult mai mult decât asta. Noi suntem o organizație non-profit care protejează internetul liber și deschis. Bineînțeles că asta înseamnă la bază că noi ajutăm utilizatorii să publice content și le protejăm intimitatea pe net. Unul dintre cele mai dragi proiecte mie se numește Mozilla Webmaker și noi încercăm de fapt să ajutăm lumea să învețe despre ce înseamnă internetul și cum se folosește, cum poți să-l modifici. Folosim pentru asta trei unelte online, se numesc Mozilla Thimble, Google X-Ray Goggles și chestia asta care se numește Popcorn. Nu așa arată, dar mie îmi place popcornul, oricum vine. Bineînțeles că noi folosim internetul ca să spunem o poveste. Mai drăguță, mai urățică, e povestea noastră la bază și avem o grămadă de unelte pentru asta pe internet. Dar când vine vorba despre video, bineînțeles că nu stă treaba tocmai așa, nu avem destule unelte. Când a apărut pe net, video a venit într-o cutiuță micuță și a fost complet separat de tot dinamismul internetului, Twitter, Wikipedia. Pur și simplu nu putem să remixăm. Și în ultimii 10 ani, singurul lucru care s-a schimbat în privința asta e dimensiunea cutiei și calitatea imaginii. Bineînțeles că noi nu acceptăm așa ceva și am făcut ceva în privința asta. Se numește Mozilla Popcorn Maker, care la bază este un website. Bineînțeles că te lasă să-ți remixezi videourile, ale tale sau nu. Poți să iei un video random de pe internet și să-l ajustezi folosind o interfață foarte ușor de folosit. Sursele pot fi YouTube, Vimeo, bănuiesc că toată lumea se dă pe YouTube, da? Știi ce e alea. Bineînțeles că putem remixa și numai audio singur, fără video, nu tot timpul avem nevoie, adică putem face un filmuleț bazat pe audio. Eu m-am apucat cu un filmuleț despre pisici. Toată lumea iubește pisicile, sunt foarte populare pe net. Bineînțeles că avem jos, se numește Real. În română îmi pare rău, româna mea nu este foarte bună, nu știu cum să-i spun în română. Am adăugat un text, bineînțeles că nu puteam să adaug alt text decât să facem minute speeches. Are o grămadă de opțiuni pe partea dreaptă și de bază și avansate. Bineînțeles că text simplu nu prea m-a ajutat. Am vrut așa să spună pisica mea ceva. Bineînțeles că e o reclamă mascată. Care, nu, cred că e acceptată, nu? Ok. Bineînțeles că dacă tot facem o reclamă, să facem o reclamă și nouă, folosind imagini, să facem o reclamă Clujului folosind hărți. Bineînțeles, toate astea sunt dinamice, e context generat și adus de pe internet în timp real. Bineînțeles că o hartă așa mică într-un video nu prea ne ajută, așa că noi putem să facem harta pe tot ecranul. Să ne plimbăm prin hartă în timp ce filmul rulează, ce audio cântă acolo sau cum îi spune. Bineînțeles că asta totuși parcă n-ar fi destul. Îmi arată ceva context, ceva dinamicitate, dar nu e foarte multe informații în spate unei hărți. Și de-aia noi avem și posibilitatea de a aduce articole întregi de pe Wikipedia. Asta a fost primul care a venit, da. Bineînțeles că toate chestiile astea sunt foarte, foarte creative, așa, dar eu unul sunt un social media newbie și câteodată mai am nevoie să văd, în ce mă uit la filmulețul meu, ce vorbește lumea despre filmulețul meu. Și de-aia putem să adăugăm content live de pe Twitter. În cazul a făcut ca în timpul prezentării să pice netul, așa că mi-am salvat proiectul și pot să-l share cu voi după ce se termină prezentarea. Dar cel mai important, mi se pare mie, că voi după ce ajungeți acasă, filmulețul meu e executabil. Aveți acolo un buton foarte mic care scrie remix și îl puteți apăsa și vă puteți juca acasă cu el. Bineînțeles că, fiind pe internet, sursa e vizibilă pentru toată lumea. E HTML, CSS și JavaScript. Probabil dacă nu sunteți programator, nu vă spun mare lucru, dar ideea e că îl puteți remixa acasă folosind un mouse și cam atât. Asta e linkul pe care ne puteți accesa. Vă rog foarte frumos să încercați să vă transpuneți slide-urile de astăzi folosind popcorn. Pur și simplu, 5 minute e destul. Eu fac parte dintr-o comunitate românească care se numește Comunitatea Mozilla din România. Avem acolo un site tare drăguț
Și dacă vreți să aflați mai multe despre noi și despre ce facem noi, vă rog frumos să intrați pe el. Dacă doar ce v-am spus acum n-a fost destul și vreți să aflați mai multe, era undeva acolo și mail-ul meu și un Twitter link. Mulțumesc frumos!